E ziua 38 pentru noi și 3 aprilie 2020, ora 21:15 minute. Am așteptat puțin mai târziu ca să văd ce cifre vin, pentru că cifrele privind decesele în România vin, nu vă imaginați, ultimele 3 comunicate de presă, 2 decese, 3 decese, 10 decese. Încep să curgă decesele în România. Față de ora la care am făcut ieri comentariul, sunt 26 de persoane în ultimile 24 de ore. Am ajuns la 133 de decese în România. Avem 283 de pacienți tratați și 3183 de bolnavi identificați. 474 sunt medici. În continuare se fac puține teste în România față de câte ar trebui să se facă. Să vă dau un exemplu, Franța, care unde e dezastru în Franța, 1120 de morți, stă mintea în loc, a identificat 5200 de cazuri noi în 24 de ore. Statele Unite, care bănuiesc că testează cel mai mult, au identificat 20.629 de cazuri noi. O să vă prezint și datele, pentru că ele nu sunt foarte bune, datele din Europa. Mă sperie ce văd aici în privința Franței. Am căutat pe site-urile din Franța, pentru Franța pe 24 de ore văd pe World Matters, care înțeleg că și-a datele de la Organizația Mondială a Sănătății, dar restul cifrelor, numărul total de morți, 6507, cazuri noi și total de cazuri, corespunde cu ce apare în presa franceză, dar n-am reușit din presa franceză, de unde m-am uitat, să văd și cifra asta pe 24 de ore, dar am văzut că unii dintre cei care sunteți în Franța și îmi trimiteți datele, pe unde vă uitați voi la televizor, au corespuns datele cu ce ați trimis. Deci asta este situația în România, dragii mei, și vreau să vă dau mai multe informații despre România. Între timp fac o mică precizare, mică de tot, pe subiectul pe care l-am făcut mai devreme cu cârtița Alina Gorghiu. Ludovic Orban a dat o declarație în care și-a exprimat dezacordul clar față de proiectul Alinei Gorghiu. Este o aberație, e un proiect de lege care a fost inițiat de un senator al nostru fără a avea acordul grupului parlamentar din Senat, fără a avea acordul conducerii PNL. Deci se dovedește că asta e o cârtiță, oameni buni, exact ce vă spuneam. Păi să o dea afară din partid. PNL, spune Orban, nu susține acest proiect de lege. Guvernul pe care îl conduc categoric împotriva acestui proiect. Păi să o dea afară. Să o dea afară din partid. Că simplu fapt că spune că nu-i de acord, așa și Marcel Vela mie mi-a declarat, domne, nu e în regulă cu Cucoș. Și l-a lăsat în pace și Cucoș s-a pensionat, bine mersi, pe bani foarte mulți. Păi, să-l dea afară. Bun, închid discuția pentru că ăsta este jurnal de pandemie și despre asta vreau să vorbim, dragii mei. Autoritățile s-au dus astăzi în Țăndărei, la Haules Baules, de bulibașii, care nu știe cu coronavirus, care umblă. Umblă și viermuiește ei și îmbolnăvește lumea. S-au dus peste ei să le aplice legea și ordinea. Avem o categorie foarte mare de cetățeni care sunt în afara zonelor alfabetizate de comunicare, da? Care nu se uită probabil nici pe YouTube, nu citesc nici site-ul, nu știu nici știri să vadă, nu înțeleg ei ce e corona. Ei știu de corona că au văzut la chioș, la magazin, corona. Poate sunt aia care cred că prin bere se dă. Problema este că ei sunt un pericol public pentru că nu înțeleg să stea izolați. La fel cum sunt un pericol public toți cei care umblă prin oraș. Și vreau să vă spun, oameni buni, pentru că am auzit foarte multe păreri și pentru că am făcut și materialul legat de ghidul cu informații care ar trebui să te ajute să nu iei amendă sau dacă iei amendă să poți să contești acea amendă. Și vreau să separ puțin lucrurile. Pe de o parte, nu este în regulă că se comit abuzuri. Nu este în regulă că avem foarte mulți oameni în rândul forțelor de ordine care sunt neșcolarizați, sunt de rea credință și nu înțeleg să aplice legea așa cum ar trebui și în continuare eu primesc semnale privind aceste abuzuri. Cei care sunt abuzați, pe bună dreptate, sunt supărați că ei au respectat condițiile să ia amenzi atât de mari. Am primit mesaje despre amenzi din alea maxime, da? Dar în același timp aceste amenzi, oameni buni, eu le consider justificate pentru că este o chestiune de pericol public. Trebuie cumva să intervii asupra lor. Eu i-aș lua pe ăștia și aș băga și în carantină. Adică dacă te-a amendat de 2-3 ori și nu sau te-a prins că ai încălcat legea cu măsăștea Haules dă bulibașa care nu știe să citească legea, da?
ăștia ar trebui băgați în carantină la un moment dat, adică nu pot să umble și nu pot să sfideze acest pericol care ne pândește pe toți. Deci niște măsuri dure ar trebui luate. Bun. Legat de amenzi, vă rog foarte mult, dacă sunteți dintre cei care veniți, vedeți acest video și nu ați văzut materialul precedent, am făcut un ghid cum să faci să nu iei amendă. Da? Acolo sunt toate ordonanțele militare puse frumos, întrebări și răspunsuri de la Ministerul de Interne, 37 de situații ipotetice și am explicat în ce constă amenda, cât de mari sunt amenzile și ce ai de făcut. E foarte important să respectați acele lucruri, pentru că, sigur, nu se poate evita, clar, poți să dai peste un jandarm care este așa cum este, nu-i mai caracterizez, că știți părerea mea despre ei, n-ai cum să eviți treaba asta și îți va da amendă, chiar dacă tu respecti toate regulile. Dar e important să le respecti pentru că după aia poți să contești la instanță și vorbim de sume foarte mari. Eu sunt de acord cu cuantumul amenzilor, mi se pare în regulă să fie mari și sunt mari și în alte țări, foarte mulți oameni au scris, dar avem o problemă cu calitatea celor care vin să aplice aceste măsuri. E, aici este o foarte mare problemă, pentru că este o calitate îndoielnică. Eu am documentat-o timp de 3 ani de zile la protestele Rezist și este un playlist pe YouTube, Jandarmeria apără hoția, sunt aproape 300 de abuzuri filmate cu jandarmi, unde vedeți că nu sunt analfabeți, nu știu legea, îl întreb, e un jandarm, îl întreb la Ministerul de Interne, îl rog să se prezinte, nu știe cum îl cheamă. Adică îi spun, domnule, dumneata, trebuie să te prezinți în fața mea. Ce trebuie să faci? Să-mi spui, bună ziua, mă numesc plutonierul Căpșună. Și el se uită la mine și zice, nu sunt plutonier, sunt plutonier major și nu mă cheamă Căpșună. Deci la nivelul ăsta, vă dați seama. Păi ce să știe ăsta când te întâlnești cu el? Adică treaba e clară, dar trebuie să înțelegeți că asta e situația. N-ai ce să faci. Ăsta e materialul uman cu care lucrează statul român. Și să știți că dacă respectați toate condițiile acolo la milimetru, 100% sau 99,99% o anulați în instanță și nu rămâneți cu amenda de plată. Pentru că cel mai rău va fi pentru cei care sunteți și suntem oameni normali. Pentru că noi avem conturi în bancă, noi avem venituri licite pe card pe care statul poate să le urmărească, poate să le execute, dar pentru noi e cel mai nasol, aici e paradoxul. Pentru omul care e cinstit și corect și îți declară veniturile la NAV, pentru ăla e cel mai nasol acum dacă ia amendă. Pentru ăia de la țăndărâi, ăia eventual să-i ducă la muncă în folosul comunității sau să-i bagi în carantină, că scopul ăsta este să îi determini să stea naibii undeva, să nu prăștie virusul prin țară. Situația este destul de... evoluează destul de, să știți, îngrijorător în România. Am să ajung imediat la datele statistice de la ora 13, să mai arunc un ochi pe știri oficiale, să vedem dacă n-a mai apărut în timp ce vorbim vreun alt caz de deces. După aceea am să vă spun ce se întâmplă în lume. Autoritățile prezintă cazurile de îmbolnăviri în România acum și pe județe, pentru a vedea și unde sunt cele mai multe cazuri. Așa cum v-am spus, au fost 445 de cazuri de îmbolnăvire în 24 de ore. La terapie intensivă sunt 83 de pacienți, erau la ora 1. Județul cu cele mai multe îmbolnăviri e Suceava, 866 de pacienți confirmați. E nasol acolo. În București sunt 544 de bolnavi confirmați. Urmează Neamț, 150 de bolnavi. Județul Timiș, 126 de bolnavi. Brașov, 124 de bolnavi, Constanța, 117 bolnavi, Arad, 110, Cluj și Hunedoara, 108. Restul sunt sub 100, nu le mai citesc. Au fost 283 de persoane declarate vindecate și externate. 126 din București, 58 din Timiș, 34 din Iași, 5 din Cara Severin, 6 din Prahova, 16 la Constanța, 8 la Dolj, 8 la Cluj, 7 la Brașov, 5 la Galați, 2 din Bihor, 2 din Argeș și am să pun eu toată lista în comentariu dacă vreți să citiți, să nu mai consumăm timpul și spațiul cu aceste cifre punctuale pe care puteți să le vedeți. Ideea este că s-a ajuns la 31.657 de teste. Este foarte puțin, dragii mei, dacă ne gândim că avem în carantină 13.531 de persoane și avem 114.000 de persoane, 646 în izolare la domiciliu și sub monitorizare medicală.
Deci noi ar trebui să-i avem testați pe toți cei care sunt în carantină și în izolare la domiciliu măcar. Ori gândiți-vă că de la 130.000 cât sunt grosomodo în total, au fost făcute numai 31.000 de teste. S-au dat 744 de amenzi pentru nerespectarea măsurilor de izolare și carantină, dar s-au dat peste 9.000 de amenzi, 9.143 pentru persoane care n-au respectat măsura privind restricționarea circulației. Deci aproape 10.000 de amenzi din astea mari. Minimum de amendă este 2.000 de lei, maximum 20.000 de lei. Nu mai poți să plătești, atenție mare, am discutat cu un avocat pe tema asta, amicul meu de la Timișoara, care este unul dintre cei mai buni avocați, l-am rugat pe el să-mi explice foarte în detaliu, pentru că textul de lege nu era foarte clar pentru mine, și mi-a explicat, mă, linie foarte important să explici oamenilor, că odată cu modificarea valorii amenzilor, deci creșterea lor între minim 2.000 și maxim 20.000, s-a modificat și suma de plată în 15 zile. Nu mai este jumătate din minim, cum ar crede unii, pe stil vechi, adică 1.000 de lei, dar și 1.000 de lei, 10 milioane, e mult, oameni buni. 10 milioane, enorm, să plătești o amendă, da, pentru persoane care sunt oameni de bună credință, care merg la muncă sau poate n-au completat ceva în regulă acolo, au bifat greșit sau fel și fel de situații. Stă mintea în loc cât de obtuzi poate să fie unii oameni, în special din jandarmerie și poliția locală, și cât de bâncuiați și de, adică, nu se poate să aplici legea. Dar, mă rog, asta este altă discuție, nu vreau să mă enervez cu ei, pentru că 3 ani de zile m-am enervat cu ei în continuu. Și nu se mai plătește jumătate din minim, se plătește jumătate din cât îți dă agentul de poliție. Deci, atenție foarte mare, sau jandarmul. Deci, dacă el îți dă 20.000 de lei amendă, mi-a explicat avocatul, tu poți să plătești în 15 zile 10.000 de lei. Deci dacă îți dă 200 de milioane, în 15 zile tu poți plătești 100 de milioane. Sau te duci și te judeci cu ei. Ca să ai succes în instanță, de aia trebuie să ai toate hârtiile cât mai bine puse la punct. Și dacă poți să ai și înregistrări telefonice și martorii cu care ai fost, dacă te-ai dus la muncă, de exemplu, și ai fost cu martorii, să ți știi, să știi pe cine ai fost, iei datele de telefon, ca să poți să-i chemi în instanță să arăți judecătorului că tu n-ai fost de rea credință, că tu ai făcut tot posibilul să respecti acele condiții, dar că, fiind ceva foarte complicat prin care n-ai mai trecut, ai uitat să bifezi ceva și că nu era cazul să-ți dea amendă atât de mare. Și atunci poți să ceri judecătorului micșorarea amenzii sau anularea ei. Dacă ești cu toate hârtiile în regulă și ăla chiar a fost idiot care ți-a dat amenda, judecătorul ți-o va anula. Dacă ai hârtiile în regulă, dar ceva ai greșit undeva, e foarte posibil ca judecătorul să ți-o micșoreze. Dar pentru asta trebuie să citești ordonanțele și să vezi și să poți demonstra în fața instanței că ai fost de bună credință, deci că ai fost un om care s-a informat și care a făcut tot posibilul după înțelegerea lui și după capacitatea lui să respecte cerințele autorităților și că, din păcate, n-ai reușit 100%, dar uite, ai reușit 99% și nu era cazul să-ți dea o asemenea amendă. Poate să o transforme și în avertisment, dar de asta este foarte important să fii foarte bine informat, oameni buni. Știu că pentru unii poate părea, eu am să mai pun link-ul în comentarii, poate părea un text lung, îți dă bătaie de cap să le citesc, dar cum să vă explic mai bine? Pierzi 20 de minute din viața ta și te asigur că te-ai informat și că ai citit de capo al fine totul, că ai înțeles și că ai făcut tot posibilul să respecti. Odată te costă 20 de minute, dar o să vedeți după aceea dacă ajungi cumva în situația neplăcută să se comită un abuz împotriva ta, o să vedeți după aceea cât de bine este când poți să mergi la instanță și să arăți 1, 2, 3, 4, 5, 6. În opoziție cu asta, dacă nu ai citit foarte clar și abia după ce ți-ai luat amenda, ai văzut că ți-ai luat amenda și atunci când îți iei amenda, automat înnebunești, începi să citești și vezi unde ai greșit, atunci o să vezi că o să fie mult mai greu să demontezi la instanță și s-ar putea să chiar judecătorul să nu accepte să te trezești cu sume mari de plată. Doamne ajută, văd că e ora 21.30, suntem tot la 133 de persoane decedate. Oricum, acum deja am ajuns să numărăm 10 pe zi. Deci peste 10, peste 20. Vă dați seama că va fi destul de... Ne îndreptăm către o direcție... Speram să nu ne îndreptăm către direcția asta, dar nu... Pur și simplu, lucrurile așa stau. Foarte important este de aceea să stăm acasă cât mai mult. Este unica noastră șansă. N-avem șansa unui sistem medical
performant în care ani de zile s-a investit în continuu, unde nu există corupție, noțiunea de corupție inexistentă, așa cum este în Italia, în Spania, în Franța, în Marea Britanie, în Statele Unite. N-avem șansa unui sistem medical unde ajung oamenii bine pregătiți profesional și nu se angajează pe șpăci, așa cum este în aceste țări. Avem foarte multe probleme, sigur, nu generalizez, nu spun că toți medicii sunt neprofesioniști și șpăgari sau toate asistentele, dar avem acest fenomen, avem această problemă cumva unică în România, dar în același timp România este singura țară din fostele țări socialiste care nu și-a rupt definitiv trecutul, legătura cu trecutul comunism, n-a făcut o lustrație clară, fie de iure și de fapt, așa cum s-a făcut în Germania democrată, adică și prin lege și prin fapt, fie de facto cum s-a făcut în alte țări socialiste. De asta noi suntem, că multă lume se întreabă, domnule, dar de ce numai România e corupția asta din spitale și nenorocirea asta? Pentru că numai România are PSD. Atât de simplu este. Pentru că numai România a avut FSN, care de fapt ce a fost? A fost reciclarea Partidului Comunist Român, reciclarea părții mizerabile, urâte, puturoase, nepatriotice a securității în noua putere, care s-a numit FSN, condusă de Ion Iliescu, care a pus această nouă putere la dispoziția Moscovei. Deci, ce înseamnă asta? Înseamnă reciclarea a tot ceea ce a avut mai scârbos și trădător Partidul Comunist și securitatea lui. Oameni trădători, oamenii ai Moscovei. Și chestia asta făcută de Iliescu din 90 s-a numit FSN, pe vremea lui Năstase au schimbat numele în PDSR și apoi în PSD. Dar ea nu este un partid, pentru că ei n-au nicio legătură cu doctrina de stânga. Ea este un grup, o mafie, care s-a născut din acea realitate de mare trădare națională a anilor 90. Ei, și pentru că numai noi avem mafia asta, este ceva ce există numai în România. Acest parcurs istoric al unei țări. De aceea numai noi avem situații, de exemplu, dezertările din sistemul sanitar. Niciunde nu mai există. Și lumea nu înțelege. Unii au scris pe Facebook, domne, românul e trădător. Nu, e greșit. Pentru că sunt sute și mii de medici români, mie mi-au scris, de pe toate continentele. În Australia mi-au scris, din Canada, din America. Nu mai vorbesc în Europa. Niciun medic român n-a dezertat din vreun spital de undeva din Occident. Pentru că sunt profesioniști, oameni buni. Tocmai de aia au plecat, pentru că sistemul și-au dat seama că este mizerabil, că e împuțit, că e ticălos, că e profund mafiotizat de grupul ăsta infracțional organizat, FSN, PDSR, PSD, da? Și-au plecat din țară, s-au dus să-și facă meseria în țări normale unde poate să fie profesioniști. De aia nu desertează. Despre asta este vorba, dragii mei. Ăsta este virusul pe care coronavirus îl arată țări întregi. Eu, de exemplu, știam aceste lucruri și le explic de 3 ani de zile. Dar sunt foarte mulți oameni care, din diverse motive, nu au înțeles. E, acum, din păcate, pentru poporul nostru vom înțelege, vom lua o lecție, oameni buni, în cel mai dur mod posibil. Deci, destinul, universul ne va da o lecție despre corupție, despre incompetență, în cel mai dur mod în care o națiune poate să ia o lecție. Și asta este extrem de trist, pentru că ne paște un dezastru național. Eu sper să nu se întâmple acest lucru. Sper să fim totuși, să fie un miracol, să stea lumea în casă, nu știu, speriată de amenzi. Ăia de la Țăndărei speriați că s-a dus jandarmeria cu armata, să se sperie, să stea în casă, pentru că este singura noastră șansă să evităm un dezastru național. Cât de dur este acest dezastru, dragii mei? O să vă prezint topul în ordinea numărului de decese în ultimile 24 de ore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus Germania, care e un caz interesant. Franța, 1120 de decese în 24 de ore. Au reușit să trateze 14.000 de pacienți. Au 6.500 de morți în total. Au identificat 5.233 de cazuri noi în 24 de ore și au 64.338 de cazuri de îmbolnăviri în total. Spania este pe locul 2. În topul acesta de pe World Matters nu apare Spania. E o problemă tot timpul cu Spania, pentru că ei raportează mai de dimineață și World Matters își ia
informațiile, din câte am înțeles, mi-au explicat și mie alții și din ce am citit pe net, își ia informațiile în curs de la ora 0 până la ora la care suntem acum, în timp ce în Spania am înțeles că se raportează de la ora 11-12 până a doua zi la 11-12. Conform informațiilor publicate de Ministerul Sănătății din Spania, citate de El País, la ora 12:30 de minute erau raportați 932 de morți în ultimile 24 de ore, 10.935 de decese în total, 30.513 pacienți vindecați. Numărul de decese totale și numărul de pacienți vindecați corespunde cu ce este în World Matter, nu corespunde cifra pe 24 de ore, unde aici apare numai 587, dar El País scrie de 932. Și 117.710 bolnavi în total. Ieri m-am grăbit să citesc din tabel, să nu depășesc, și acum văd acolo că îmi scrie câte minute sunt și vreau să mă încadrez în 30 de minute. Și am greșit la Marea Britanie, sigur, 99% din oameni a înțeles, au fost vreo doi săraci de ei, m-am uitat pe paginile lor, erau postaci cam pesediști, am și blocat, care n-au înțeles că a fost o greșeală și răcneau ca nebunii, că am dezinformat eu, că am eu vreun interes să dezinformez. Vă dați seama cât de bolnav trebuie să fii să îți imaginezi, să-ți imaginezi așa ceva. Bun, deci asta este situația în Spania, unde lucrurile par a se înrăutăți de la o zi la alta. Pe locul 3 este Italia, cu 766 de decese. Pare a fi o ușoară scădere, dar au mai fost perioade de ușoară scădere în Italia și după aceea au crescut din nou. Să vedem, să vedem ce se va întâmpla. Doamne ajută să înceapă scăderea în Italia. Italienii au tratat 19.758 de pacienți, au 14.681 de morți, 119.827 de bolnavi în total și au identificat 4.585 de cazuri noi. Pe locul 3, ca număr de decese în 24 de ore, dar cu cei mai mulți bolnavi sunt Statele Unite ale Americii, ei au 265.506 bolnavi. În 24 de ore au murit 716 pacienți. În total au murit 6.700 de pacienți și au identificat 20.629 de noi cazuri. Deci acolo se testează probabil cel mai mult, rezultatele vin cel mai repede. Treaba asta este foarte, foarte eficientă. Și să știți că sunt afectate, mă uit, dintre cei care își pierd viața, toate categoriile de vârstă. Inclusiv la noi, în România. Vreau să vă dau un exemplu, l-am citit astăzi. Decesul 125, bărbat, 27 de ani, din județul Sibiu. Decedat în 31-a, găsit decedat acasă. S-au investigat probe necroptice pentru COVID-19, rezultat pozitiv în 2-a-4. De asta vă spuneam că se fac analize. Oricine, dacă nu moare în accident rutier sau ceva, o moarte violentă, nu-l înjunghe cineva și e găsit acasă, mort, se face autopsie, se iau probe și se verifică și se stabilește. Nu-și imagineze cineva că, mai spun unii, Hăbăuciu a mai explicat, domne, că se declară oricine, oricum moare, e declarat de COVID. Nu se poate așa ceva, oameni buni. Nu există. Ar însemna ca cine să fie o conspirație a medicilor legiști, toți să comită fals în acte. Păi nimeni nu face așa ceva. Nu există așa ceva. Nu se poate întâmpla, pur și simplu. Fizic, n-are cum cineva, sute de medici legiști, dacă sunt câte 3-4 din câte știu eu în fiecare județ, da? Sper să nu greșesc, sunt 42 de unități administrativ-teritoriale, nu județene, păi vă dați seama câți, păi cine ar putea să convingă sute de medici legiști, printre care poate să fie, noi avem guvern PNL, dar poate să fie PSD-și. Cum își imaginează cineva că s-ar putea face așa ceva? Păi cum să convingi medicul legist, el știe ce are de făcut, are procedurile, sunt implicați zeci de mii de medici, sute de mii probabil pe plan mondial în treaba asta, zeci de mii de spitale. Cum își imaginează? Nu există o entitate sau o forță în universul ăsta, numai Dumnezeu, dacă le ia mințile, care ar putea atât de mulți specialiști într-un domeniu să-i determine pe tot să mintă. Și fie să declare pe cineva care n-a murit de coronavirus că a murit de coronavirus, fie invers, dacă moare de coronavirus să nu declare. Deci nu mai vehiculați, nu vă mai alarmați, nu vă mai pierdeți vremea cu aceste teorii. Uitați-vă la informațiile oficiale
Și scrie acolo, aia este, oameni buni. Și uitați-vă că afectează și oameni tineri. Da? 59 de ani din Bistrița Năsăud. 46 de ani, bărbat din județul Ialomița. Internat la Spitalul Județean de Urgență Slobozia, în data de 31-a 3-a. Recoltat COVID în data de 1-a 4-a. Confirmat în aceeași dată, decedat în 3-a 4-a, oameni buni. Nu mai vorbesc la Suceava, iară sunt. O femeie de 77 de ani. O grămadă sunt din Suceava. Cei mai mulți de pe listă sunt din Suceava. Numărul de cadre medicale, 474. Bun, să mergem mai departe. Am rămas la Statele Unite. Marea Britanie, unde avem probabil cea mai mare comunitate românească, deși cifrele oficiale spun că e în Italia, eu din ce am văzut prin pelerinajele mele, prin diaspora, mie mi s-a părut că în Anglia sunt mai mulți români și foarte mulți au spus că au venit din Spania și din Italia și acolo au fost și cei mai mulți oameni care au ieșit la vot la alegerile prezidențiale, dacă nu mă înșel, per ansamblu, all over pe țară. Și acolo sunt 684 de morți. Deci evoluează foarte, foarte rapid. Nu știu de ce, aici am greșit eu ieri, am încurcat cifrele. În continuare apar numai 135 de tratați în Marea Britanie. Nu știu de ce. 135 apar de câteva zile, de 4 sau de 5 zile. Nu știu ce fac englezii acolo, care e situația cu asta. Pe 24 de ore sunt 684 de morți, 3605 decese în total, 38.000 de cazuri de îmbolnăviri, 4450 de cazuri nou descoperite. Și după Marea Britanie urcă Olanda, oameni buni, 148 de decese în 24 de ore, 250 de tratați, 1487 de morți în total, 1000 de cazuri noi identificate în 24 de ore și 15.723 de cazuri în total. Urmează Iranul cu 134 de morți în 24 de ore și 53.000 în total, 17.000 tratați. Și Germania, Belgia 132 și Germania 123. La Germania vreau să mă opresc pentru că aici e interesant și Turcia puternic din spate. O să vedem ce o să fie și la turci. Germania în continuare dă acest exemplu în sensul că are 89.800 de bolnavi, deci aproape 90.000. A identificat 5.000 de bolnavi în 24 de ore. Iar nemții testează și ei ca la balamuc, dar au numai 123 de morți în 24 de ore, 1200 de morți în total și au tratat 24.575 de pacienți. China rămâne, încă rămâne, deși au puține, au avut numai 4 decese în ultimile 24 de ore, la ei a trecut, pare că a trecut, da? China rămâne cu cei mai mulți tratați, 76.000, pe locul 2 Spania, 30.000,5, Germania e pe locul 3 la tratați, vedeți? Dar dacă ne uităm la numărul de decese în 24 de ore, este pe locul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Și dacă ne uităm la numărul total de decese, este pe locul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tot pe 9, deși la numărul total de cazuri sunt deja, au depășit și ei China și nemții au depășit China și au urcat până pe locul 4. Deci până acum sistemul de sănătate german pare a fi cel mai eficient din Europa și o să vedem ce se întâmplă. Am primit întrebări și din Canada, pentru că sunt foarte mulți oameni, avem mulți medici plecați în Canada, să știți, și printre cei care mă urmăresc sunt dintre cei care sunt din Canada sau cei care au rude în Canada. Datele pe care le am aici nu îmi indică un număr de decese pe 24 de ore, dar momentan situația încă e relativ ok acolo, în sensul că sunt numai 11.000 de cazuri de îmbolnăviri și numai 173 de decese în total. O să vedem cum vor evolua lucrurile, dar cert este că cifrele care au venit astăzi în continuare ar trebui să fie un semnal de alarmă și mai mare pentru noi, oameni buni, și ar trebui să ne determine pe toți să facem tot posibilul să nu ajungem sub nicio formă în spitalele din România. Și să înțelegem că singura noastră șansă de a evita un dezastru național este să stăm acasă, să păstrăm distanța socială. De altfel,
Klaus Iohannis, președintele României, a ieșit și astăzi public, a ținut un discurs. Căutați-l pe YouTube, uitați-vă la privirea lui îngrijorată și gândiți-vă că șeful statului este cel mai informat om din România. Informațiile despre care, pe care noi le avem, cifrele oficiale, plus informații ce mai găsește presa locală și ce discutăm noi pe această temă în momentul de față, reprezintă 20% din informațiile totale pe care le are șeful statului cu privire la această criză. Oricând cel mai informat om din România, și aici n-ar trebui că îți place Iohannis, că nu-ți place, aici e o chestiune practică, pragmatică. Vrei să rămâi în viață sau nu vrei să rămâi în viață? Când cel mai informat om din România, nu contează cum îl cheamă, de la ce partid e, contează acum că e cel mai informat om, iese la televizor și îți spune, oameni buni, urmează ceva extrem de grav. Este foarte important să stăm în casă, este foarte important să păstrăm distanța socială, este singura noastră șansă. Când se întâmplă așa ceva, atunci ar trebui să avem o reacție, să înțelegem că treaba este foarte, foarte gravă.